primul rând mă simt onorată că sunt într-un spațiu plin de prezența lui Dumnezeu. Într-un spațiu plin de frumusețea lui, care sunteți voi. Sunteți frumoase pentru că Dumnezeu locuiește în voi. Apoi mă simt bucuroasă că pot să particip la credincioșia manifestată de Dumnezeu față de un grup de femei, o mână de femei care au fost unite de aceeași viziune pentru această conferință. Nu este puțin lucru. Apoi sunt părtașă la bucuria doamnei Lidia Șchiopu, care știu că a avut pe inimă de mult timp ca această conferință să se desfășoare și la Timișoara. Ce bun este Dumnezeu! Apoi sunt emoționată pentru că atunci când vorbești de credincioșia lui Dumnezeu, trebuie să stai cu reverență înaintea Lui, cu teamă. Și te ajută să vezi de unde te-a scos Domnul. Când ți-a fost El credincios? Cum s-a manifestat credincioșia Lui în viața ta? Pe mine m-a răscolit pentru că știu de unde m-a scos. Iar dacă astăzi sunt aici, este numai harul, bunătatea și credincioșia Lui Dumnezeu. Tema credincioșia Lui Dumnezeu este o temă dificilă. Însă ce altă carte putea fi mai relevantă pentru această temă decât cartea Exod? Pentru că în Exod 34:6, Dumnezeu îi spune lui Moise despre El însuși. Îi spune lui Moise atributele sale. Care sunt atributele sale? Ce-L definește pe El, pe Dumnezeu? Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Iată, Domnul spune. Dumnezeu își respectă întotdeauna promisiunile, jurămintele, propriile standarde, propriile norme, reguli, vom vedea de-a lungul acestei cărți. Și asta înseamnă că credincioșia lui Dumnezeu are de-a face cu adevărul. Cuvântul Său este adevărat și asta înseamnă altceva, că pe adevăr se bazează întotdeauna bunătatea, iar răutatea se bazează pe minciună. Ce carte putea fi mai potrivită decât Exod pentru credincioșia lui Dumnezeu? De ce Exod? O să mă justific. Pentru că este o carte care începe, exceptând genealogia, deloc de neglijat, începe cu suferințele izraeliților și sfârșește cu slava lui Dumnezeu. Suferință și slavă. Începe cu o vreme de întuneric, de beznă, de opresiune, de teroare egipteană asupra evreilor și sfârșește cu o vreme de iluminare în urma strălucirii pe care slava lui Dumnezeu o lasă peste evrei. Unui popor necredincios, precum poporul lui Israel, așa cum o să vedem, Dumnezeu îi răspunde cu credincioșie. Însă, cartea Exod nu ar trebui citită ca o sursă de informații. Din păcate, ceea ce se întâmplă astăzi în era digitală, în era informațională, suntem tentați să fim însetați de informații. Numai că, dragile mele, vedeți, viața noastră nu este alcătuită de informații. Informația, dacă o observați cu atenție, depersonalizează, ne deconectează de suflet, de inimă. Și totul este doar aici. Și uiți de tine, uiți de sufletul tău, uiți de inimă. Cartea aceasta scrisă de Moise este o carte atât de relevantă sau relevantă și lingviștii au fost preocupați de sintaxă, de gramatică, de limbajul folosit în această carte, un limbaj viu. Și o carte importantă pentru că Moise are un stil aparte de a scrie, de a vorbi. Îl implică pe cititor. Dacă această carte rămâne la nivelul de informație, dragile mele, atunci am putea foarte bine să o ignorăm. Dar nu cred că este acesta scopul citirii Bibliei, ci să vedem cum ne transformă și cum ne transpunem noi în rolul lui Moise, în rolul evreilor, în rolul lui Faraon și așa mai departe, cum ne identificăm cu personajele.
cartea lui Moise, Exod, spun specialiștii, cercetătorii în teologie și din nou în lingvistică, că este principalul ghid de comunicare al lui Dumnezeu cu omul și al omului cu Dumnezeu. Este manualul de instrucțiuni prin care noi învățăm să vorbim cu Dumnezeu și Dumnezeu vorbește. Și iată de ce vorbirea pare să că este sângele societății. Vorbirea și istoria transmisă prin viu grai este cea care ne ține în viață, ține în viață o familie, o comunitate, o națiune. Calea lui Dumnezeu spre poporul său și spre Moise, după cum vom vedea în această carte, este limbajul. Și știți, cuvintele sunt sfinte. Dumnezeu a zis și s-a făcut. Cuvintele sunt sfinte. Doar că există această tendință care vine de la ispititor, de la cel rău, să corupă limbajul, să corupă cuvântul. De aceea este foarte importantă această carte. Și acum că am văzut care este importanța cărții lui Moise în credincioșia, în această temă a credincioșiei, aș vrea să dezvolt o idee, trei idei voi avea de dezvoltat. Spațiu și timp, istoria poporului Israel, istoria personală, calea lui Dumnezeu și calea noastră, calea omului, credincioșia lui Dumnezeu și credincioșia, sau puneți în paranteză înainte, un prefix, necredincioșia noastră. Dacă ne uităm în Exod, vom vedea că sunt multe spații, multe teritorii, multe locuri. Uscat, apă, cer, Egipt, Madian, deșertul Shur, deșertul Sin, muntele Sinai, ținutul Horeb, cort, înăuntru, afară, jos, sus, spații pline de prezența oamenilor și spații pline de prezența lui Dumnezeu. Istoria poporului Israel în Egipt începe cu genealogii. M-am întrebat de ce. Suntem cumva tentați să sărim, să omitem genealogiile. O, Doamne, atâtea nume, nici nu le țin minte. Dar cât de bine ne face să vedem dacă ne aflăm pe o listă. Și imediat după genealogia din începutul cărții Exod, aflăm că Moise este salvat, scos din apă. În ce context? Un decret dat de faraon, un decret de moarte pentru întâi născuțe a evreilor, cere ca toți copiii evrei să fie uciși. În acest context, fiul unor evrei este lăsat pe apă pentru a fi probabil salvat. Nu știm exact de ce Dumnezeu a îngăduit această circumstanță, dar putem înțelege. Înțelegem imediat, pentru că fiica lui faraon, fiica unui criminal, a unui ucigaș, a unui tiran, îl salvează pe Moise. Îl salvează pe Moise. În acest context apar femeile. În primul rând, moașele evreilor care nu se supun decretului dat de un rege pământean, un decret de moarte, și apoi urmează sora lui Moise, care îi propune fiicei lui faraon să îl alăpteze pe, să găsească o femeie care să îl alăpteze pe Moise, și intră în scenă mama lui Moise. Și iată cum biologia, dragile mele, nu scrie destinul unei persoane. Fiica unui ucigaș nu a fost, destinul ei nu a fost determinat de destinul tatălui său. ADN-ul ei probabil că n-a fost impregnat cu ADN-ul unui ucigaș. Fica ucigașului salvează pe Moise. De ce? Pentru ca Moise să salveze poporul lui Israel de sub robia egipteană. Va fi fost probabil Moise un om extraordinar. El, dintr-un copil de evrei, ajunge un prinț egiptean. A fost școlit probabil la cele mai bune școli. Era probabil că un bun strateg militar. Era un bun cunoscător al literaturii, al hieroglifelor, al științelor. Era un om extraordinar. Cu toate acestea, atunci când ajunge la maturitate, Moise vede o nedreptate făcută evreilor. Și acest prinț egiptean comite o crimă.
crezând că va face dreptate. Această crimă determină o schimbare în viața lui Moise, pentru că el a crezut că face un lucru bun probabil, iar păcatul acesta, crima aceasta, va fi ascunsă. Numai iată că păcatul, crima, este descoperită și mai mult decât atât îi se cere socoteală. Cu ce drept? Cu ce autoritate tu, Moise, ai intervenit, ai judecat, ai pedepsit, ai ucis? Și crima îl mută dintr-un loc în altul, din Egipt înspre Madian. Această faptă reprobabilă îl izolează pe Moise de Egipt. Iar când faraon află de această crimă, ce se întâmplă? Faraon dă un edict de moarte, o sentință de condamnare la moartea lui Moise, și Moise este nevoit să fugă, să fie un fugar. Din prințul egiptean, Moise ajunge ciobanul sau păstorul turmelor socrului său, Ietro. Lasă confortul acela al Egiptului, statutul de prinț egiptean, și ajunge un biet păstor. În acest context, Moise, când fuge din Egipt, se căsătorește cu Sefora și întemeiază o familie. Și imediat după acest moment în care Moise, eu sunt sigură că a avut un moment în care conștiința l-a mustrat și a pus problema: ce face? Cine este el? Ce se va întâmpla acum cu el? Este un om de nimic? În capitolul 3, Dumnezeu începe să vorbească și vorbește unei persoane cu deficiențe de comunicare. Și probabil că știți că cuvintele lui Moise, dialogurile dintre Moise și Dumnezeu, cuvintele pe care Dumnezeu îi le rostește lui Moise, sunt atât de des utilizate în Noul Testament de către evangheliști. Iată, din capitolul 3 până în capitolul 40, Dumnezeu începe să vorbească. Iată de ce, dragile mele, vorbirea este importantă. Începe istoria. Încep istoriile de familie, istoriile poporului, care se transmit din generație în generație. Și primul lucru care îl cere Dumnezeu lui Moise este să-i spună: mi-am adus aminte, după ce Dumnezeu și-a adus aminte de copiii lui Israel și-a adus aminte de poporul lui Israel, de strigătele din robia Egiptului, Dumnezeu îl găsește pe Moise, se duce înspre el și face o propunere. Îi face propunerea ca el să fie cel care va elibera poporul Israel de sub robia egipteană. Ce se întâmplă cu Moise? Moise găsește 3 scuze. O, Doamne, eu n-am toate răspunsurile. Nu, sunt neștiutor, sunt ignorant, n-am cum să fiu eu în această poziție. Prima scuză: nu am toate răspunsurile. A doua scuză: Doamne, sunt lipsit de credibilitate, nu mă vor respecta, poporul nu mă va respecta. A doua scuză. A treia scuză: Doamne, dar am un deficit de vorbire. Ce se întâmplă cu Moise? Se vede inabilitățile lui, se teme de slăbiciunile lui și nu vede puterea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu vine cu un cuvânt profetic și cu efect terapeutic în mijlocul slăbiciunilor, în mijlocul temerilor lui Moise. Eu voi fi cu tine. Ce promisiune! Eu voi fi cu tine. N-ai tu trebuință de nimic altceva, eu voi fi cu tine. Și Moise face echipă cu Aron, transmit poporului mesajul lui Dumnezeu de eliberare de sub robia egipteană, se duc cu mandatul acesta la faraon și ce se întâmplă? Poporul lui Israel este din ce în ce mai oprimat pe măsură ce ei cer eliberarea, suferințele, teroarea se adâncește. Și în acel moment, Moise, la un moment dat, strigă: Doamne, dar de ce mai pot să fac asta? Uită-te unde am ajuns, de ce atâta suferință? Și în acest context, Dumnezeu vede strigătele lui Moise. Și atunci intervine, aude strigătele lui Moise și atunci intervine. Cum intervine Dumnezeu? Dumnezeu îl asigură pe Moise că va împietri inima. Îl asigură că va împietri inima pentru ca slava lui Dumnezeu să se vadă în poporul lui Israel.
mai degrabă decât în fața lui Faraon. Și apoi încep plăgile. Dumnezeu începe să predice prin plăgi. Dumnezeu începe să predice prin plăgi. Și vine un moment în care, după toate plăgile, am spune că ar fi efectul unor schimbări climatice, tot felul de evenimente apocaliptice, după aceste evenimente, vine un moment în care Dumnezeu îi pregătește pentru marea noapte a eliberării. A fost o noapte probabil neliniștită, așteptând promisiunea lui Dumnezeu că Dumnezeu îi va elibera. Cum? Că va trece în casele egiptenilor și le va ucide pruncii întâi născuți. Și această tragedie de proporții din Egipt, care a avut loc, l-a determinat pe faraon să-i elibereze, să le dea drum. Mai departe, ce se întâmplă? Mare victorie, mare laudă, mare bucurie pentru evrei, pentru că sunt eliberați de Egipt. Pleacă din Egipt, ies din Egipt. Însă la un moment dat, pe traseu, Dumnezeu le schimbă direcția. Și îi duce într-un ocol și aproape undeva de Marea Roșie, ce se întâmplă, egiptenii vin din nou cu ei, au marea confruntare, în care știm că Dumnezeu a despicat marea, are loc acel fenomen supranatural. Sunt eliberați evrei și mai departe urmează pustiul. Trec în pustiul Shur, trec în pustiul Sin și toate aceste pustiuri, cele două pustiuri și apoi stânca de la Redifim, sunt teste pentru ei, teste de înfometare. Testul foametei, testul setei și toate aceste teste nu fac altceva decât să le arate că în pustiu acolo Dumnezeu le scoate idolii. Dumnezeu îi duce în acele circumstanțe dificile în care îi face dependenți de El. Dumnezeu îi duce în acele circumstanțe în care nu se pot baza pe nimic din ceea ce ei aveau. Și apoi urmează o abundență, un corn al abundenței. Și ce se mai întâmplă? Evreii s-au obișnuit cu abundența, pentru că Dumnezeu a avut grijă de ei, le-a dat de mâncare, le-a dat pâine. Când le-a fost sete, le-a dat apă. Se obișnuiesc cu abundența și de la abundență ajung la o stare de așteptare continuă a abundenței, ca și cum lor li se cuvine această abundență. Ei bine, dar Dumnezeu își încetează abundența aceasta, Și după așteptarea neîmplinită apare dezamăgirea evreilor. În contextul dezamăgirii urmează un idol, o nesupunere a poporului Israel și urmează legi, urmează cele 10 porunci care devin Constituția lor, urmează legi, am spune, reguli de drept civil, de drept penal, de dreptul muncii, de drept internațional, absolut toate regulile. Este un popor care în urma intervenție lui Dumnezeu, în urma îndurării lui Dumnezeu, este restaurat. Pentru că Domnul Dumnezeu spune, este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Și în toată această perioadă, evreii fac promisiuni lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a adus aminte de legământul făcut cu Avram, apoi și-a adus aminte de Moise și a făcut legăminte cu Moise pe munte, a făcut pe muntele Sinai. Este muntele unde Domnul a coborât, iată un loc în care Dumnezeu coboară. Începe restaurarea poporului lui Israel într-un moment în care Moise îi cere lui Dumnezeu: Doamne, dacă am trecere înaintea Ta, dacă Tu mi-ai spus cine ești cu adevărat, că Tu ești cel ce ești, că Tu porți de grijă, că Tu ne izbăvești și ne-ai izbăvit până acum, îndură-te de acest popor nesupus, îndură-te de acest popor neascultător și restaurează-ne. Și Exod se termină cu restaurarea poporului Israel, cu slava lui Dumnezeu.
Un popor neascultător, un popor care încalcă toate regulile, un popor care uită de mană, care uită de hrană, de miracole, de minuni, totuși, în necredincioșia lui, Dumnezeu își arată credincioșia. Cineva întreba de ce o fi ales Dumnezeu poporul Israel. Realitatea iubirii se pare că depășește tărâmul rațiunii, nu există răspuns. Dar povestea poporului Israel este în carte, în Biblie, pentru a arăta credincioșia lui Dumnezeu și alegerea lui Dumnezeu a oamenilor necalificați, a oamenilor care nu ar fi pregătiți pentru a fi folosiți în planul lui Dumnezeu. Dacă suntem imitatori ai lui Dumnezeu, atunci cum ar trebui să ne purtăm noi cu toți cei care nu ne sunt loiali, cu toți cei care ne rănesc? În această istorie, Dumnezeu trece prin tot felul de sentimente, de emoții. Călătoria poporului Israel în deșert, în Egipt, în deșert, înspre țara promisă, este o călătorie plină de obstacole, plină de pericole, plină de cotituri, dar această călătorie poate să fie călătoria noastră. Și prima întrebare pe care vă pun este următoarea. Unde ați fost ieri? Egiptul, deșertul și țara promisă sunt metafore astăzi pentru noi. Sunt locuri în care ne putem găsi. Poate că ești în robie, poate că ești în deșert. Cel mai pregnant în cartea lui Moise este deșertul în care Dumnezeu instruiește și pregătește pe evrei. Deșertul este locul acela în care nu ne dorim să ajungem niciodată. Este un loc cu stânci sau cu nisip mult, cu căldură, cu arșiță, bate vântul, poate să plouă. Un loc în care te simți nesigur, mereu pe nisipuri mișcătoare. Un loc în care ar putea să crească flori, ar putea să crească copaci și totuși ești singur, ești izolat. Pentru că deșertul este locul care ne pregătește pentru țara noastră, pentru țara promisă, pentru a ajunge în țara promisă. Nu există, nu se poate să ajungem la destinație fără să trecem prin deșert. Și cuvântul deșert provine din cuvântul ebraic midbar. Este un cuvânt care izvorăște sau își are rădăcina în dabar, care înseamnă a vorbi. Ce înseamnă asta? Că deșertul este locul acela pustiu în care putem să ajungem. Cum? Dumnezeu găsește pentru fiecare pustiu deșertul potrivit. Pentru că atunci când a schimbat traseul, Dumnezeu a spus, nu-i voi duce pe o cale scurtă, îi voi duce pe o cale lungă. Deci, dacă Dumnezeu crede că are un deșert potrivit pentru tine, te va lăsa acolo. Din autobuz te va da jos. Și prima impresie va fi, Doamne, dar m-ai lăsat aici și sunt singură, sunt a nimănui, ce fac, cum mă descurc? Ei bine, deșertul are rolul lui, pentru că în deșert, unde nu există internet, unde nu există telefon, unde nu poți fi conectat cu nimeni, nu poți să suni pe nimeni, nu poți apela la nimeni, nu poți să-ți folosești cardurile bancare, nu poți să-ți folosești știința, absolut nimic. În deșert, Dumnezeu îți vorbește. În deșert Dumnezeu îți dă instrucțiuni. În deșert Dumnezeu îți dă cele mai prețioase sfaturi. În deșert, acolo, doar acolo poți să auzi, doar acolo este liniște și poți să auzi clar vocea lui Dumnezeu. Și deșertul are multe fețe. Poate fi aglomerat de oameni și totuși să te simți singuratic. Izolarea lui Moise, izolarea poporului Israel, izolarea noastră în propriile deșerturi, face întotdeauna parte din experiența aceasta a pustiului. Numai că experiența poporului Israel în deșert ne învață trei adevăruri. Dumnezeu te înconjoară în deșertul în care te afli. Știți cum a înconjurat Dumnezeu poporul Israel? Noaptea și ziua, în nor și foc. Dumnezeu te înconjoară. Al doilea adevăr, Dumnezeu îți poartă de grijă.
În ciuda necredincioșiei poporului Israel, Dumnezeu l-a hrănit, Dumnezeu l-a adăpat, Dumnezeu a avut grijă de el. În deșert, Dumnezeu îți poartă de grijă. Și apoi, în deșert, un alt adevăr, este că Domnul te acoperă cu prezența Lui, te ascunde în prezența Lui, te protejează. În deșert te protejează ca pe proprii ochi sau ca pe ochii din cap. Atât de prețios este omul pentru Dumnezeu. Ce se întâmplă în acest deșert? Ne confruntăm cu propria nesiguranță. Tot ceea ce știam, tot confortul pe care l-am avut, probabil în robia egipteană, iese la suprafață. Toate mentalitățile, toate ideile, toate gândurile noastre legate de siguranță, conceptele noastre despre siguranță, pentru că cu asta ne luptăm în deșert, cu siguranța, toate acestea cad rând pe rând. Și de ce? Pentru că în deșert învățăm să tolerăm toate inconvenientele, chiar pe alea pe care noi credeam că nu le vom tolera niciodată. În deșert învățăm să facem și să suportăm toate situațiile pe care n-am fi crezut vreodată că ni se întâmplă. În deșert descoperim că facem lucruri pe care n-am fi crezut niciodată că le facem. În deșert începem să ne lamentăm cum s-a lamentat poporul lui Israel. În deșert începem să blamăm. În deșert începem să arătăm cu degetul. În deșert ies toate acestea la suprafață. Încep să spui că să te plângi că mi-am pierdut cu tare și cu tare, puneți lucruri, puneți persoane, puneți slujbe și așa mai departe. Mi-am pierdut utilitatea, sunt uitat de lume, pierd toate oportunitățile, Doamne, de ce sunt aici? Oportunitățile trec pe lângă mine, timpul se scurge, Doamne, și eu tot în deșert. Numai că toate acestea fac parte din deșert, pentru că în deșert ceea ce face Dumnezeu este că zdrobește mândria și zdrobește încăpățânarea. Mândria și încăpățânarea. Încăpățânarea își are originea în mândrie. Însă, este o veste bună. Acest deșert este o etapă în pregătirea noastră, un antrenament pentru a călători, pentru a ajunge în țara promisă. Și pare să, dragile mele, că cea mai bună școală este școala lui Dumnezeu din deșert. Cea mai bună școală pentru formarea și transformarea noastră este școala din deșert. Dacă cumva ați trecut pe acolo, mulțumiți lui Dumnezeu. Cea mai importantă școală pentru transformarea noastră în oameni de onoare, precum Moise, este școala din deșert a lui Dumnezeu. În deșert vedem că circumstanțele care se întorc împotriva noastră, circumstanțele adverse, circumstanțele dificile, ne duc într-o asemenea situație încât ne forțează să capitulăm și să înțelegem că suntem dependenți de Dumnezeu. Când te găsești într-o situație care schimbă brusc câmpul și începi să mergi într-o altă direcție în care nu ai vrut să mergi, în acel moment ești zdrobit, ești umilit, te smerești și ești forțat să te repoziționezi, să fii într-o poziție de dependență de Domnul. Cred că exact asta vrea Dumnezeu. Să ne aducă în circumstanțe imposibile. Să ne facă să ne vedem că suntem oameni necalificați pentru a rezolva problemele. Știți de ce? Pentru că dacă le-am rezolvat prin abilitățile noastre, cu competențele noastre, ar fi prin noi și nu prin El. Iar cartea Exod arată cum Dumnezeu a lucrat, cum El a rezolvat toate problemele, ori de câte ori Moise, prietenul lui Dumnezeu, a intervenit, a stăruit, a cerut instrucțiuni, a făcut legământ cu el și a respectat cuvântul. Circumstanțele care forțează dependența noastră ne fac să învățăm ce este răbdarea. În acea poziție de dependență, acolo în deșert, trebuie să așteptăm și să învățăm răbdarea.
Iar circumstanțele care ne învață ce este răbdarea și ne fac răbdători, ne fac pe noi mai târziu înțelepți. Unde suntem azi? Unde sunteți azi, dragile mele? În robia Egiptului? În deșert? Pe muntele Sinai, așteptând să coboare Domnul? În deșertul Șur, înfometat, sau deșertul Sin, însetat? Unde suntem? Și încotro ne îndreptăm? Cu ce perspectivă călătoriți, dragile mele? Cu perspectiva de turiste? E frumos să călătorim în lume, ne place. Știm întotdeauna că ne întoarcem înapoi, așa credem, avem acea siguranță. Sau cu perspectiva de pelerin, știind că viața este întotdeauna o provocare, știind că în viață ne vom confrunta cu primejdii, știind că în viață ne vom confrunta cu pericole, cu dezamăgire, cu descurajare, cu disperare, cu răzvrătire, cu răzbunare, știm și că ne vom întâlni cu Domnul care ne va ajuta să învingem, să biruim toate circumstanțele dificile și înțelegem rolul lor în viața noastră, în această călătorie. Cu ce perspectivă călătoriți, dragile mele, în viața aceasta, turiste sau pelerine? Și știm unde ne îndreptăm? Dacă știm unde ne îndreptăm, atunci știm sigur că vom avea parte de deșert. Calea lui sau calea noastră? Exodus ne arată cum omul poate să aleagă calea lui. Și cel mai important lucru pe care îl vedem în Exod este totuși problema alegerii. E o problemă teologică discutată, disputată, nu aș vrea să intru în această dispută teologică, alegere și predestinare, dar Dumnezeu ne arată și Dumnezeu ne susține acest liber arbitru, alegerea. Poți alege calea ta, calea prin care să ieși din deșert, poți alege calea ta pentru a-ți împlini un vis sau pentru a realiza un scop, numai că acea calea ta poate să fie plină de temeri, de temeri față de oameni când vei face compromisuri, anxietăți, îndoieli, îngrijorări, dezamăgiri și toate astea te pot duce la compromisuri. Sau poți alege calea lui Dumnezeu. Care este calea lui Dumnezeu? Am început spunând că calea lui Dumnezeu către Moise și către poporul lui Israel a fost calea limbajului. Promisiunile lui, cuvântul lui, puterea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, acestea sunt calea lui. Cuvântul profetic și cuvântul care are efect terapeutic întotdeauna, în toate circumstanțele dificile, și care ne arată calea de ieșire, este întotdeauna: nu vă temeți, nu te teme. Nu vă temeți de nimic, le spune Moise evreilor înspăimântați. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia, pe care îi vedeți azi, nu îi veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Acest cuvânt a fost pentru poporul lui Israel. Este astăzi și pentru tine? Iar apoi împlinirea unei profeții mult așteptate o regăsim în Noul Testament. Dumnezeu este cu noi. Emanuel, numele Domnului Iisus Hristos. Ce promisiune? Ce promisiune mai importantă? Ce cale? Ce cale de ieșire? Ce siguranță? Te temi de circumstanțele dificile, așa cum au făcut evreii? Sau te temi de oameni, te temi de faraon, te temi de egipteni? Sau te temi de Domnul? Vedeți, dragile mele, este o problemă de loialități aici. De cine te temi? În cine te încrezi? Cui datorezi supunere? Credincioșia lui Dumnezeu în fața necredincioșiei noastre. Dumnezeu face legăminte din Vechiul Testament până la sfârșit, vedem legăminte și apoi vedem mai departe, Dumnezeu este cu X, cu Y, cu Z.
Problema lui Dumnezeu la căderea omenirii sau la umanitatea decăzută este rezolvată de El printr-un legământ cu Avram. În Avram, El oferă soluția la problema umanității decăzute. Încheie primul legământ cu Avram. Numai că după acest legământ urmează altele. Și vedem că în circunstanțe dificile în care se află poporul Israel de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei sale, Dumnezeu face legăminte. Dar de acest legământ Dumnezeu își va aduce aminte totdeauna. Și El, de fapt, este coloana vertebrală a credincioșiei lui Dumnezeu în Vechiul Testament și mai departe a legământului care se face prin sângele lui Iisus Hristos. Întreaga omenire, prin jertfa Fiului Său, poate să intre în legământ, prin sângele legământului. Este cu neputință ca Dumnezeu să mintă. În Exod vedem că toate promisiunile, când Dumnezeu a spus inima lui Faraon va fi împietrită, când Dumnezeu a spus nu te teme că voi fi cu tine, când Dumnezeu a spus vă voi izbăvi, întotdeauna Dumnezeu și-a ținut promisiunile. Însă în aceste angajamente, întotdeauna omul a trădat. Omul este neloial și ar trebui să ne uităm în Geneza, să vedem căderea. Este cu neputință ca Dumnezeu să mintă. Asta înseamnă că întotdeauna în orice deșert m-aș afla, în orice robie m-aș găsi. Siguranța mea este că El face o cale. El face o cale în robie, El face o cale în deșert, El face o cale pe munte, El face o cale pe apă, El face o cale întotdeauna. El are întotdeauna ultimul cuvânt, este Alfa și Omega. A fost primul cuvânt, a rostit primul cuvânt, ce a zis, s-a făcut. El are timpul Lui. Și atunci când forțăm timpul, trebuie să ne asumăm consecințele. Moise și-a forțat cumva destinul. A vrut să facă dreptate, a vrut să fie un judecător fără autoritate. Dumnezeu l-a lăsat să suporte consecințele. Sigur că acele consecințe ulterior le-a folosit în planul lui, pe care l-avea cu poporul lui Israel și cu Moise. Dar Moise a acționat înainte de a fi fost mandatat de Dumnezeu. El are timpul lui. El are modul lui, Dumnezeu are modul lui. Și ceea ce mă frapează în Biblie, dragilor, și nu doar în Biblie, în istoriile de familie, în istoriile națiunilor, este faptul că Dumnezeu întotdeauna folosește circumstanțe nefavorabile pentru a le schimba în circumstanțe favorabile. Folosește oameni păcătoși, oameni imorali, folosește păgâni, nu doar oameni de onoare, pentru a-și duce la bun sfârșit planul. Folosește oameni cu dizabilități, nu doar doctori, sau oameni cu titlu de doctor, cu absolvenți de academii și așa mai departe. Folosește oameni simpli și nu doar oameni instruiți la cele mai înalte școli. Folosește oamenii pe care noi îi considerăm necalificați pentru o slujbă, pentru că, de fapt, aceia se pun la dispoziția lui Dumnezeu, bazându-se, bizuindu-se pe numele Lui și pe puterea Lui. Credincioșia din trecut a lui Dumnezeu este sursa încrederii noastre pentru viitor. Dragile mele, amintirea are impact, are impact în viețile noastre. Pot să fie amintiri dureroase sau amintiri plăcute. Amintirea are impact în transformarea noastră și în viața noastră. Fără să ne amintim, este cu neputință să avem trei lucruri: recunoștință, înțelepciune și credință. Recunoștința ne conectează întotdeauna cu trecutul. Trebuie să te întorci în trecut, să-ți aduci aminte ce bine ți-a făcut Domnul, ce bine ți-a făcut un om. Numai că recunoștința necesită efort, resentimentul nu. Ca să fii recunoscător, necesită efort, să-ți amintești mereu
ce bine ți-a făcut. Oamenii dobândesc înțelepciune în mare parte amintindu-și de ce s-a întâmplat în trecut, de lecțiile pe care le-au învățat din eșecuri și succese, din pierdere și acumulare, din înfrângeri și victorii. De aceea contează istoria, nu doar ca disciplină de studiu, dragile mele. Istoria vorbită, istoria voastră de familie, tot ceea ce vi s-a întâmplat, transmiteți mai departe din generație în generație prin viu grai. Pentru că așa vom dobândi noi înțelepciune și transmite mai departe înțelepciune. Dacă nu ne aducem aminte de ce s-a întâmplat în trecut, intențiile noastre pot fi foarte bune pentru a împlini o lucrare, un vis, a face o lege, a da reguli, dar fără înțelepciune, intențiile bune pot să paveze calea spre iad. De aceea este important să ne aducem aminte. Credința vine în urma cui? În urma ce? În urma auzirii. Ce transmiți mai departe, draga mea? Din generație în generație, transmiți ce a făcut Domnul sau transmiți răul pe care ți l-a făcut vreun om? Transmiți binele pe care l-ai primit, binecuvântările la care te-a făcut parte? Cuvintele tale sunt despre slava și puterea lui Dumnezeu sau slava și puterea ta? Transmiți generației următoare de unde te-a scos Domnul, din ce vale a morții ai fost? Transmiți generației următoare despre harul care te-a eliberat din robie? Despre credincioșia lui atunci când ai fost lipsit de sănătate? Când ți-ai pierdut soțul? Când ți-ai pierdut resursele? Când ți-ai pierdut copilul? Când ți-ai pierdut o slujbă? Transmiți tu tot binele pe care ți l-a făcut Domnul? Iată de ce o familie, o comunitate, o națiune, o societate este vie atunci când se transmit istorii. Aici la Timișoara s-a scris istorie, iar noi transmitem generațiilor tinere că libertatea religioasă pe care o manifestăm, pe care ne manifestăm astăzi, se datorează unor oameni care au ieșit în piață, sunt eroi în această piață, care s-au rugat rugăciunea Tatăl nostru, să vezi o mare de oameni rugându-se Tatăl nostru, o mare de oameni care îl slăvea pe Dumnezeu, o mare de oameni care declara că există Dumnezeu. Avem nevoie, dragile mele, de povestiri cu eroi și despre eroi, despre bătălii și victorii, despre lacrimi de durere și lacrimi de suferință, de fericire. Avem nevoie despre istorii de curaj, eroism. Avem nevoie să transmitem mai departe împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu, căci aceasta este sursa credinței noastre. Vorbirea este sângele societății, așa cum spunea cineva. Ferească Domnul să fie suprimate cuvintele și metaforele și să comunicăm doar cu ajutorul inteligenței artificiale. Iisus, dragile mele, este dovada credincioșiei lui Dumnezeu, pentru că ce altă declarație decât împlinirea credincioșiei lui Dumnezeu în Noul Testament și pentru generația noastră este aceasta? Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cuvântul și Iisus, cuvântul sau limbajul, calea lui Dumnezeu spre oameni și Iisus, calea lui Dumnezeu spre noi și calea noastră spre Dumnezeu. O cale care am văzut în istoria poporului Israel nu este deloc ușoară. Este plină de primejdii, este plină de obstacole, ne trece prin vale, ne urcă pe munte, ne trece prin apă, ne trece prin foc, dar o cale prin care vei primi, vei descoperi adevărul, adevărul care deschide larg ușa harului. Și acum, dragile mele, aș vrea să închei rugându-vă să vă aduceți aminte de binele pe care vi l-a făcut Domnul.
Transmiteți-l mai departe uneia dintre surori, grupați-vă câte trei. Transmiteți-i. Va fi o încurajare. Și va fi o bucurie pentru Dumnezeu. Și apoi vă mai îndemn să vă aduceți aminte, să urmăriți credincioșia lui Dumnezeu. Fiți binecuvântate și acum mărturisiți, aduceți-vă aminte de deșert, de robia din care v-a scos Domnul, de munte, de vale. Spuneți-i uneia dintre doamnele de lângă voi și mulțumiți-i lui Dumnezeu, căci credincios este Domnul. Alpha.